Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. Tot primesc mesaje pe Facebook și pe, chiar și pe mail am primit foarte multe mesaje. Bogdane, fă mai multe tutoriale despre, ghiciți, amplificatoare audio, da? Pe Facebook nu mai spun, toată lumea mă nebunește la cap cu amplificatoare audio. Băi, zic, nu mai am liniște, mă, nu mai am tot amplificatoare, toată lumea vrea amplificatoare. Mulți tineri îmi trimit de asemenea mesaje, Bogdan, ce părere ai despre acest amplificator? Sau, Bogdan, vreau să-mi construiesc un amplificator, ce-mi recomand? E bine, îmi este greu să vă recomand ceva, da? Dacă nu-l știu eu cum lucrează, nu-l testez, așa după schemă, e una, dar când îl testez e cu totul altceva, da? Așa că m-am gândit, ca să am un pic liniște, să fac câteva tutoriale despre amplificatoare audio. Și anume, voi face niște amplificatoare audio pe care le găsesc prin anumite reviste, da? Sau cărți. Le realizez, le testez și vă spun părerea mea, da? Și pentru început voi începe cu un amplificator audio de 200 de W, cel puțin așa scrie în revistă. Este un amplificator audio publicat în revista Connex Club, în numărul 6 din 2006. A fost publicat un amplificator audio mono de putere 200 de W, așa scrie. Și am zis că încep cu acest amplificator, pentru că sunt sigur că găsiți revista, o să găsiți revista pe internet, o puteți downloada și vă luați de acolo tot ce vă trebuie, da? Informațiile. Da? Mulți îmi trimit iar tot felul de amplificatoare din prin China, din capătul lumii, și avem și la noi în revistele Technium și Connex, avem amplificatoare câte vrei, da? Bineînțeles, nu le-am realizat acum pe toate, dar am să realizez câteva, da? Și să le testăm împreună, am să fac video. Acum am început cu acest amplificator, azi am montat câteva piese, mâine am să montez celelalte piese și cred că la sfârșit de săptămână am să pot să fac o demonstrație cu acest amplificator, iar după aceasta vă mai construi încă un amplificator, da? Și așa vă pot da mai multe informații, da? Așa că cred că cel mai bine la sfârșit de săptămână o să ne auzim din nou și o să vorbim mai mult despre acest amplificator audio 200 de W în revista Connex Club, da? Așa că dacă cineva a realizat acest amplificator, poate să lase un comentariu, așa pot vedea și ceilalți tineri care sunt interesați. După cum am spus, eu am început deja să lucrez la el. La sfârșit de săptămână sper să fie gata și atunci o să-l testăm și o să vedem ce poate, da? Și după asta voi mai construi încă unul și tot așa, da? Bun. Aici vă las, mă duc la somn și ne auzim la sfârșit de săptămână, cred, da? La revedere!